Un bătrân în vârstă de 95 de ani a fost omorât în dimineața zilei de 22 ianuarie în locuința sa din strada Merilor, cartierul Livadă. Vecinii victimei spun că făptașii ar fi doi tineri ce locuiesc în zonă, însă nu-și explică motivul crimei. Bătrânul, neavând bani, ducându-și traiul după o zi pe alta. Nu se bătea, nu se certa cu nimeni. Până ziua de deală, și la un copil mic de la... Era un număr, să? Copilaș de la mic, așa de dea și până ziua să la... Câți ani avea? Are 80 de ani. 85 de ani. Când ați aflat? De dimineață m-a aflat. O seară era sută de mașini de milițeni. Eu de dimineață m-a aflat, nu știu. Suntem singuri și noi, eu sunt singură, femeie bătrână, sunt singură. De ce am făcut eu, măi, că nu am un bani, că nu am un nimic. Și pe cei bănuiți îi cunoașteți? Locuiesc aici în zonă? Eu cred că de pe bani ai venit în voță. Aici lucrez, este la cultă acolo și este aici și am fi solit. Erau băieți liniștiți, îi cunoașteți? Era băieți liniștiți. Toată ziua bea? Toată ziua bea, toată ziua nebunește, toată ziua era. Dar de ce nu l-a omorât copilul ăla? Murea sărac, murea de moartea lui. Dar nu să-l chinuiască așa, nu să-l măcilească așa, nu să-l bată așa să fie așa, mă rând. L-a scos de geam la omor. Dumneavoastră știți că l-au scos pe geam? Da. Dacă îi spart geamul... Așa este, dacă îi spart geamul... Ușa nu e deschisă, lacă-te acolo. 96 de ani avea? Da. Nu era om rău, nu era. Nu fuma. O fată a rămas atât. Restul s-a murit copiii, nu i-a rămas o fată. Conform anchetatorilor, bătrânul prezenta mai multe lovituri în zona capului. În momentul de față sunt bănuite două persoane care au fost aduse la audieri. Un bătrân în vârstă de 95 de ani, care locuia singur, în condiții modeste, a fost găsit prezentând multiple lovituri în zona capului. În momentul de față ați identificat un cerc de suspecți? Există două persoane suspectate. Urmează a se stabili, pe bază de probe, contribuția fiecăreia la comiterea acestei fapte. Cele două persoane se află în libertate sau sunt... Deocamdată sunt în libertate.